Școala Generală George Topârceanu din Mioveni a fost gazda a două cercuri pedagogice. Sunt activități tradiționale, în fiecare semestru se desfășoară asemenea activități, gazda fiind totdeauna o altă școală. S-au organizat activități la toate clasele, începând de la clasele pregătitoare până la clasa a patra. Copiii au participat cu interes, realizând activități frumoase, dramatizări, lecții deschise, concursuri. Elevii au jucat și de această dată în rolurile principale, și la propriu și la figurat. Verzele s-au dus de acum, cenușie zarea. O activitate în care fabula lui La Fontaine, Grerele și Furnica, să fie prezentată în viziunea mai multor autori. Profesori de la 15 licee din județ au fost prezenți astăzi la Liceul Teoretic Iulia Zamfirescu din Mioveni. Este un program variat, cuprinzând activități desfășurate cu elevii și desfășurate de către cadre didactice, sesiune de referate, teatru, cenacul literar. Avem și invitații de la Liceul de Chimie care de asemenea desfășoară o activitate în cadrul cercului nostru. Momentele artistice au curs la Liceul Teoretic Iulia Zamfirescu. Vă vom prezenta un eseu liber și două poezii, creație proprie. Eseul meu liber este despre creația marelui scriitor Tudor Arghezi. Am pornit de la motoul "Nu-ți voi lăsa drept bunul după moarte". Să te iubesc, visam pe perna sfântă a mângâierii mele și așteptam un semn, o clipă, o dorință, aparținându-ți ție paradis al destrămării. Pentru că anul 2012 este anul Caragiale și pentru că personajele lui sunt unice și mereu actuale, elevii au prezentat un spectacol numit Lumea lui Caragiale, în care au fost îmbinate momente din cele mai cunoscute piese ale autorului. Nu mă împinge cabețesc! Bă, domn! Am găsit în cap! Fănică! Deci, care o să zică?